pentru ca noile reglementări să fie aduse în atenția producătorilor de pâine. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți au desfășurat astăzi o ședință de informare, la care au fost invitați toți producătorii de pâine din județul Mehedinți. Asta mai ales că în perioada următoare vor fi organizate nenumărate controle privind respectarea noului ordin emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Am considerat noi cei de la Comisariatul Protecția Consumatorilor, am considerat necesar să discutăm pe marginea acestui ordin, să vi-l prezint, să discutăm împreună cu colegii mei comisari, pentru că de săptămâna viitoare vom începe o serie întreagă de acțiuni cu tematică și mi-aș dori să nu avem probleme în ceea ce privește pe producătorii de pâine din județul nostru. Fiind organism de îndrumare și control, consider că este indicat prima dată să îndrumăm și abia după aia să trecem la control. Producătorii de pâine au purtat discuții interactive alături de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Aceștia au adus lămuriri cu privire la noul ordin emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care reglementează ingredientele admise în procesul de preparare a pâinii. Echipele, la cât încep? Mă scuzați, pentru mine mi se pare cam mare 150 de grame pentru o chiflă. Maxim. Minimum faceți cât doriți dumneavoastră. Și alaltă... Nu, o secundă. Eu încerc să vă rog, nu negociem ordinul. Nu, întrebare. Deci, că mi se pare mare. Deci, ordinul prevede clar gramajul maxim. Da, toți producătorii de pâine din județul Mehedinți au luat la cunoștință noile reglementări privind procesul de preparare a pâinii și spun că se vor alinia standardelor impuse. Nu este prima oară când primim controle și sunt niște lucruri care se știau. Adică era ceva normal să intervină și un act în sine. Ați luat act de acest ordin intrat în vigoare? Da. O să ne documentăm mai mult de pe internet ca să fie mai mult... Să luăm cunoștință mai mare de aceste lucruri care le-au spus domnii. Noi ne-am aliniat de când a apărut ordinul și l-am respectat de anul trecut, din 2013. Acum este din nou, s-a stabilit că începând cu 2014 se respectă din nou aceeași gramaje care erau de 300 stabilite anul trecut. De câte vreme aveți ca obiect de activitate fabricarea produselor de panificație? De panificație și le-am din 1995. Aveți experiență în spate? Sper că este. Cât de cât este, din 95, da. Au existat vreodată probleme în urma controalelor organizate de către reprezentanții protecției consumatorilor? Nu am avut niciodată și sper să nu am. Și nici cu restul decât mici recomandări și... Este benefică întâlnirea de astăzi? Da, foarte benefică. Dacă se ajunge la o legislație care să rămână, suntem foarte mulțumiți. Protejează consumatorul sau protejează producătorul modificările? Sunt sigur că pe amândoi. Producătorul împotriva amenzilor și în felul ăsta și-ar menține și distribuția și vânzarea dacă respectă legile și pe consumator ca sănătate. Este important prima oară să îi punem în temă, să discutăm pe marginea acestui ordin 392 din 12-12-2013, pentru că urmează o serie de controle tematice și sigur nu am dorit să fie situații în care să trebuiască să aplicăm amenzile prevăzute în legislație, pentru că sunt cu adevărat foarte mari și consider că e mai bine să prevenim decât să ajungem în situația de a amenda. Din data de 15 ianuarie, dieta românilor va deveni una mai sănătoasă. După nenumărate controle care au scos la iveală că aproape toată pâinea din comerț conține aditivi, autoritățile au decis interzicerea acestora. Astfel, românii vor mânca pâine fără coloranți, cu excepția zaharurilor și a caramelului pentru pâine din malți. Totodată, pâinea va cântări minimum 300 de grame, în vreme ce specialitățile de panificație vor avea o greutate de 150 de grame. Chiar dacă pâinea este alimentul de bază al românilor, un român consumând anual 97 de kg de pâine, medicii nutriționiști recomandă consumul cu moderație.